Incidentul s-a produs în jurul orelor 18. Bărbatul de 35 de ani a mers la șantierul naval din Mangalia pentru a lua pe cineva cu mașina. Cât timp a așteptat și a parcat autoturismul pe un loc de parcare. Nu știa că gestul său, inofensiv, putea să-l coste viața. Imediat a apărut un alt individ care ar fi început să-i reproșeze că locul de parcare îi aparține și că ar fi bine să-și mute mașina de acolo. Au început să se certe. Lucrurile au degenerat moment în care agresorul a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe bărbat. Bărbatul de 35 de ani a fost adus de urgență de la spitalul din Mangalia la cel din Constanța pentru că starea lui este extrem de gravă. Medicii spun că victima are plămânul perforat. Am fost solicitați la spitalul Mangalia la un pacient de 35 de ani agresat cu multiple plăgi la nivelul hemitoracelui stâng, cu hemopneumotorace sufocant, insuficiență respiratorie acută severă. I s-a montat un tub de dren pleural cu evoluție favorabilă. Polițiștii încearcă să dea de urma agresorului, care a fugit de la fața locului imediat după ce l-a înjunghiat pe bărbatul de 35 de ani. Când va fi găsit, acestuia îi se va întocmi dosar penal și va fi cercetat pentru tentativă de omor.